Comandantul forțelor americane în Afganistan, generalul Scott Miller, a renunțat la comandă după 3 ani petrecuți în Kabul. Soldații vor fi conduși de generalul McKenzie, cel puțin până la încheierea retragerii Statelor Unite, până pe 31 august. Acesta va opera din Tampa, Florida. Retragerea a fost realizată în proporție de 90%. It's important that the military sides set the conditions for a peaceful and political settlement in Afghanistan. We can all see the violence that's taking place across the country. We will remain focused on 4 things over the course of the coming period. First, protecting our diplomatic presence in this country. Second, enabling the safe operation of the airport here in Kabul. Continuing to provide appropriate advice and assistance to Afghan National Defense and Security Forces. În timp ce America mai face un pas în retragerea din Afganistan, talibanii afirmă că ocupă mai bine de 85% din teritoriu, deși alte surse vorbesc doar de o treime. Biden a reiterat faptul că Statele Unite va rămâne în Afganistan pentru asistență umanitară. De asemenea, Statele Unite se angajează să cheltuiască anual 4,4 miliarde de dolari pentru finanțarea forțelor de securitate ale Afganistanului până în 2024.